Salut și bine am găsit la un nou episod din GTA Online, aici cu Pisica și cu Mihai. Bună! Salut! Și astăzi vom porni la drum de aici cu mașinuțele noastre. Încă ne-au mai rămas hainele de data trecută. După cum știți, ieri a fost un episod foarte special, a fost episodul cu numărul 400 la mine și vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru tot ce ați făcut. A fost ca un cadou așa de episodul 400 pentru că s-au strâns aproape 16.000 de like-uri pe episodul ăla. Mi-a rămas șocat. Deci am rămas șocat, pur și simplu, dar vă mulțumesc din suflet. Și astăzi trebuie să ne schimbăm din haine, că nu mai suntem pușcăriași, nu? Da, acum ar trebui și noi serioși. Hai să ne schimbăm, nu știu cum vreți voi să vă îmbrăcați. Dar eu cred că o să mă îmbrac ca un gangster din nou. Așa mai gangster? Periculos mai. Na. Mi-a adus aminte de o mașină când ai zis gangster. Știi mașina aia veche? Mașina? Bă, da mă. Știți că ne îmbrăcasem noi ca gangster, dar nu gangster de ăsta modern, ci gangster cum era pe vremuri, știi? 1900, anii. Ah, da. Ăla, mă, update-ul ăla de Sfântul Valentin. Da, da, ne îmbrăcasem noi așa și erau gangster, cum erau gangsterii pe vremuri, cu mașinile alea vechi. Era interesant. Știți, să ne îmbrăcăm așa oare? Vreți să ne îmbrăcăm așa pentru episodul ăsta? N-am putea. Mm. Și să ne luăm mașinile alea vechi, le mai aveți? Eu încă mai am, dar nu mai știu pe unde. Știu cum am. Ia să vedem. Eu nu mai știu exact pe unde e, uite și... Trebuie să fie undeva pe la... Outfit... E special, Valentine's underwear, nu underwear, doamne. Valentine's formal. Formal, da. Oh! The sweater ăsta sau... Cred că așa mă voi îmbrăca. Cum te-ai îmbrăcat? Așa. A, lol! Și Mihai e la fel. Da, păi aveam costumul cumpărat, m-a zis mai cumpăr. Da, așa mi-o era cumpărat. Nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă vă place seria noastră de GTA Online și vreți să continuăm cu un episod în fiecare seară. Și nu uitați să vă duceți și în descriere, pentru că aveți canalele tuturor în descriere, să vă duceți și la ei să vă abonați dacă nu sunteți încă abonați. Ia uite-mi pisică! Oh, no. Nu, eu zic să nu stai așa cu fusta aia. S-ar putea să... Zicem de gangsteră? Ia zic. Da, ești gangsteră. Știi ce arme ne trebuie ca gangster de ăștia vechi? Tommy Gun-ul. Uite-l. Stai, cred că l-am. A? Așa, da? Nu, ăsta... E la shotgun, e nu? E sus. E ăla din dreapta sus. SMG. Colțul din dreapta sus. Asta. Uite, așa. Așa, da? S-a îmbrăcat pisica. Bă, de eu l-am. Colțul din dreapta sus. Da, cum ar veni... Unde sunt automatele? Dreapta. Da, bravo, frate, unde sunt automatele? Oh. Băi, sus de tot sunt pistoale, jos sunt armele de melee. Cam așa le știu. Ori nu-l am, ori nu-l văd. Poți să te duci la arme dacă vrei să ți-l iei. Eu o să mă duc să văd cum se cheamă mașina aia. Mai țineți minte cum se numea? Alba ceva. Da, pisică. Stai că și-o caut ăla. Roosevelt Valor se numește. Roosevelt, Albanii Roosevelt Valor. Hai să vedem pe unde o fi. Dar faza că eu am mașina asta comandata mea. Ea mi-a comandat mașina. Dacă nu o return to vehicle garage. Stai că mă duc cu... Nu vrei să ne agățăm? Să facem ce? Să ne agățăm aici de mașina lui. Da, mai degrabă. Oooo, asta e tare. Asta e cum fac și vreau și eu să mă agăț. Apasă F. Lung. No. Povestea veche. Dai că mă urc eu acolo. Nu. Hai mă că mă urc eu acolo. Dar ce mă, numai pe parte merge? Nu cred. Cred că trebuie să... Nu mai putem pe ambele, că am mai făcut o dată. Cred că trebuie să fugi și să... Da, trebuie să alergi, ia largă. Da, trebuie să fugi și să dai să te prind. Ia uite pe ochi. Sup. Lasă-te, dai e bine. Wow, ce cat. Hai cu mașina. O, da. Claxonul. Da? Mamă, ce claxonă. Hai, e Joker. Da. Hai să mergem până la club să vedem ce avem acolo și după aia să vedem dacă nu sunt chestii interesante, să mergem la una din afaceri. Bă, avem o afacere pe care n-am cumpărat-o încă. Voi mai țineți minte că mai era una care era aia cu business-ul de meth, în care făceai metamfetamine de aia și mai era încă o chestie, parcă. Erau încă două business-uri. Parcă nu le-a pe toate? Nu, no, două, cel mult, unul. Unul? Înseamnă că ăla o fi. O să zic că acum, din... Da, nu pot să intru aici. Au! Cum rămăsesi prinsă? S-a împiedicat tot ăsta. Am dat cu spatele o secundă și... Bentor. Și în asta trebuie să mergem.
Nu contez. Știu că ai două intrări. Să nu ne înghisuim toți pe aceeași intrare. Da, unul intră pe la ușa de garaj. Eu am dat pe la garaj, dar m-am dat tot pe ușa aia, deci cred că și animația se face pe aceeași ușă. Da. Ia să mă luăm laptop. Bă, avem așa, avem Pau ăla să-l salvăm pe tipul ăla, avem jailbreak. Jailbreak. Putem să facem jailbreak-ul. Am mai făcut de mult să scăpăm pe cineva din închisoare. Da. Și mergem ca gangsteri și scăpăm pe om din închisoare, ziceți că ar fi o idee bună? Da. Zic că da. Dacă la laptop. Am să uităm Mihai la business-uri, deci să vedem. Deci noi avem așa, avem deci noi avem patru business-uri. Forgery, Wheat Farm, Counterfeit Cash Factory și Cocaine Lockup. Așa. Și astea toate. Deci și la filtru am tot așa. Am Cocaine, Counterfeit, Wheat și Forgeries. Numai că la Buy Business, ce n-avem noi... Să mai fie aia de med. Aia de med fie. Dar practic aia e tot cocaine. Nu e cocaine, nu, e altceva. Nu, e separată, da. E o 700. Nu știu dacă merită. Acum că o să vedem pe urmă. M-am culcat. Pisica s-a culcat. Ce? N-ai zis că ești afară, dintr-o dată te văd în pat. Nu se știu cum am ajuns aici. Ce te uiți, mă, la mine? Păi ce vrei, mă, să fac dacă... Fata asta nu se strânge și ea. Nici nu știu dacă poți să dormi aici, ești nebun. Deci facem ăla cu jailbreak? Da. Auzi, dar dacă dăm amândoi odată pe E, ne așezăm amândoi odată? Nu știu. Ia fa' asta, ia, ridică-te. Nu cred că merge. Ridică-te cu odo tu. Ia. Ia ceva să... Nu, hai să mergem, las. Îți iau o jumătate de oră animația asta să o facă. Da, durează. Hai, check the prison pass, deci o să trebuiască să mergem să scăpăm... Adică... Autobuzul de pușcărie circulă, știi, duce pușcăriașii și noi trebuie să mergem să-i scăpăm pe acești pușcăriași, să atacăm ăsta de pușcărie. Mai mergem cu mașina asta. Da, stai puțin, aș vrea să-mi iau și eu, mecanic, stai puțin. Mai sunt alți playeri și ar trebui să nu stăm cu aceeași mașină. Mecanic, ai de gând să-mi răspund și mie? Așa. Cum se cheamă? Albany Roosevelt Valor. Cum o fi numită în asta doar? În meniu Albany Vedder, parcă. Mai am. Nici nu știu dacă o am, dar știu că o aveam, adică nu cred că am vândut-o. Asta nu știu dacă ai vândut-o. Mihai, bagă și mie pe hartă. Cred că o să trească să mă iei tu pe mine până la urmă, că... Acum. Albany, Sultan, Surge, Vortex, Tirus... Am o grămadă, frate, dar numai aia nu găsesc. Cred că o fi pe aici, doar nu o văd eu. Am atât de multe mașini în momentul de față. Cum e claxonul ăsta? Hai, aleargă, 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 aleargă și apasă apasă așa. Dar de ce nu vrea să urce? Stai puțin. Nu se poate așa ceva. Pe partea aia sunt eu. Bă, nu! Dai jos. A, gata. Gata, dă-o pana. Dar nu știu de ce e așa greu să mă urc pe lateral aia. Vezi să nu mă dai din perete, că pe jos mă duc direct. S-a dus stâlp. Lol, ce ridicol, se vede cum stau așa. Da. Și pot să trag cu arma de aici. Avem un elicopter pe hartă, băieți. Ok. Ar putea să avem probleme și să... Posibil să dăm fail la misiunea că e elicopter, dar asta e, până la urmă, e mai incitant așa să încercăm decât să... Nu, eu așa zic, un server plin, e distractiv. Nu știm dacă e militar sau nu încă. Aia, sau de explozii. Aia, dacă fi vreun buzzer, ceva, dar oricum, văd că în direcția noastră sunt niște playeri, ia uitați-vă că eu conduc aici. Îi văd, dar nu știu ce să zic. Dacă eu o să trag de aici, de unde stau eu pe mașină. Nu, par să mă rachetă, mă la cu elicopterul s-a prăbușit, e la firmă. Da. Să nu mă dai pe un perete sau pe lângă o mașină, că pic instant, deci... Nu uita, măi, conduce un profesionist aici. Nu conduce mine, hai. Da, ce dăște. Mamă, ce ți-a zis-o? Da. Ți-a zis-o, n-ai ce zice, a? Și acum te arășchitează de mașină, fii atent. Sau nu, bun. Da, mă, duce curat, n-ai ce zice. Nu conduc murdar. Nu conduce murdar. La mine depinde de chef. E spălat cu pervo. Aaa, s-a dus să pună benzină, fii atent. Fii atent că s-a dus să pună benzină, ăla și nu știe că... Și face animație că pune benzină? Nu face, se uită la pompă. Ia. Face un cuțit. Ia. Eu le-am furat mașina de poliție. Și pe mine mă prinde poliția, stai așa. Normal, pe toată lumea acum. Lol, frate, cum să le furi mașina de închisoare, de sub nas? I-am vrut să le fur mașina de poliție, mă.
Și Mihai a furat mașina de poliție, deci ăștia nu mai au ce să facă. Da. Nu mai au mașini, gata. Mihai! N-am loc pentru tine aici. Haide, Mihai! Eu n-am stele de poliție. Vino aici, Mihai, ca să ai. Hai. Vedeți că o să trebuiască să veniți să mă ajutați, pentru că avem o grămadă de mele, avem 3060, deci, da. Uite-i pe păieții ăștia. Păieții ăștia răi din închisoare. Haide-mi și mie punctul albastru de pe hartă, bun. Am scos. Și pe nu mă enerva. Da. Claxorul ăla. Măzgălil pe hartă. Ia să vedem, contact, mergem la... unde-i mă ăsta? Era un insurgent aici. Olo, care m-a împins? E. Unde ești? Spate. Salvează-mă. Aulă, poliția. Frate. Asta e că mă împușcă ăștia. Și ăștia. Remove wanted level unavailable. Și la mine. Păi normal. Au, tu ai văzut cum a apărut polițistul ăla în față? Da, eu cred că ești pipar bliz. Nu am mai văzut chestia asta. Bă, trag ăștia, au pistoale, de unde? Ha, trag aia dinăuntru? Da, bă, au pistoale, pușcăria și de unde au prins ăștia pistoale? Că bănesc că nu au pistoale la pușcărie. Nu. Băi, e mafie mare, știi, când vin la vizite... Le aduce cât cadou cu armă. Un tort, ascuns în tort. Da. Vezi, mănânce tortul și e un fel de surpriză, știi? Mama, cât de... Bă, da... Lent e ăla. Da, e foarte lent, n-ai ce face. Ce se fie, n-ai ce se fie. Și, doamne, claxonul ăla se aude ridicol. Nu? No? Da. It's genius. Oh, shit. Ia uite-mă pe ăla. Ce-a făcut ăla, mă? E NPC doar. I-a spart roțile. S-a tras mie și s-a speriat și s-a dus. Ok, suntem bine momentan. Băieții ăștia sunt foarte... Dar văd că nu mai e poliție pe aici. E bine, da, parcă s-a mai eliberat de poliție. Avem unul în spate, totuși. Momentan. Bă, i-arunc cu C4, nu i-arunc, a dispărut. Vezi doar să nu treacă unul pe lângă noi să ne... Să ne rupă cu vreun avion. Mergi mai repede, Max? Se vede vreo diferență? Da, mă, dacă mă împingi un pic mai repede, da. Așa e poliție în față. E singurul poliție. Își prinde ceva viteză, să știi. Mam. Ai simțit un pic coțul ăla că o să-l iei. S-au dus să aiurea poliției și ăștia. Ai căpa? Poate să căpăm de poliție până la destinație. Ei scapi. Nu vezi că deja nu mai ai? Da. Ia uite. Bă, e o poliție exact în fața mea, adică, na. Două, nu știu ce să zic, dar... Ați viteza aia acum turbo. Go. Uitați-vă pe hartă, vine cineva după noi? No. M-am uitat eu și e liber. Într-adevăr, mai știu poliție în față. Lipiți. Eu sunt, este autobuzul de școală. Și astăzi, copii, vă vom duce la muzeu. Și atracarul. Pe partea stângă, pe pădure. Da, sunteți bucuroși? Sunteți fericiți? Toți au arme. Da, și toți au arme. Și doar, ăla prin doamne, iartă-mi. Aolo, aveți grijă. Bă, vine unul pe noi. Parcă. Oricum e departe. Pe ăla ieși din mașină. Cerci să tai drumul. Poți să încerci. Dacă te blochezi, suntem aici. Încercat, eu încerc. Cum era să trebuiască trenul, momentul ăla? Da. Ce surpriză! Bum! Nu cred că bubeai din prima, cred că te împingea un pic. Oh, shit, m-am răsturnat. Și pisica. Și noi... Da, dar una se răsturnă cu aia, alta se răsturnă cu nebunia asta cu toți aia dinăuntru, săraci. Bă, dai seama ce distracție pe aia, scapă armele, se descarcă, se împușcă, își dau singur headshot. Da. Știi că ești de scaun, știi? Bă, e unul care vine exact spre noi, nu știu dacă observați. Da-l văd. Ia duceți-vă după el. Cu mașina asta neblindată, ce faci, Mihai? Minigun. Trebuie să-l așteptăm? Așteptați-l, că dacă mai bine că... E mai bine să fii jos cu o armă în mână decât să fii într-o mașină cu un SMG, știi? Stați cu bagheurile. Vine? Vine! Da... Hai că eu am elicopterile aici, să-i duc pe băieți. Știu exact de unde vine. A fost întoarsă sau cred că s-a răsturnat? Bă, mai e unul! Să nu fie cu... Da, vă... Să nu fie cu sniperul. Uite-l! Mai târziu pentru ei. Da, uite pe băieți cum scapă cu elicopterele. Da, a făcut exact. Fizica miau? What? E parcă a frumos mașina, e camuflată frumos, îmi place. Deci pisica are să parcheze mașină într-un boschet întreg. Bă, nu mi-am dat seama că am... Wow, este el pe tine.
Ce? Nu știe ăsta să decoleze, era să... deci a intrat în autobuzul ăla, l-a făcut praf aproape. Au decolat, știi că la sfârșit decolează cu elicopterele. Aaa. Intră în mine, înțelegi? Adică au intrat în... Nu trage ăla, e afeca. Au venit băieții cu aceștia, uite, uite. Dar n-a ajuns, n-am pici cu asta, aproape de aici. Are minigun. Fugi! Cine are minigun? A, pisica e cu minigun, credeam că e player roz. Am văzut minigun roz și pe aia m-am prins că e roz. Doar pis... Are minigun! Îți duce de aici! Hai! Iar mă prinde poliția, frate. Dă-i drumul că s-a spawnat ăla, hai! Și m-a spății, pleacă! La claxonul ăla! Da, sunetul e ridicol, ce-i drept, dar... Așa, perfect, să scăpăm niște poliție pe aici, mai degrabă, zona asta decât alta. Doamnește! Zici că e un claxon de clov! Genial! Da, frate, tu îți mai dai jos desenul ăla pe față sau... Da, nu știu, mă mai gândesc. Cum ar fi să-ți faci tatuaj așa, permanent? Permanent? E că gen fața ta să rămână așa, permanent, în viața reală. Ar fi interesant. Uii! Urât. Mi-mi place. Aș vrea să fie laterală pe aici. Aia că am scăpat de poliție. Am scăpat de mult, Mihai, dar n-ai văzut tu. Păi stai aici, poți trape... Oprește-te puțin, oprește-te puțin, să încerc să mă urc. Hai să vedea că merge, deci eu trebuie să fug și... Bușă. Nu! Hai că vreau și eu să încerc. Aia. Trebuie să vin în față cumva? Nu știu cum face, dar da. Hai, te băgăm în picioare. Vino... Merge să pe o parte și nu pe o parte, deci merge, funcționează. Am mai făcut o dată asta. Ia. Te-ai dat în spana. În față? Ia. Nu, să urc în spate. Să urc în față. Da, nu știu care-i faza. Știi ce vreau să faci cu mașina asta? Phone flip. Alol, a mers! Am ținut F apăsat. Mai lung. Așa. Acum dă-i spus o săritură ceva, să ne dai jos. Aaa, nu. E cam altă mașină. Ui! Ia uite! Aaa! Leșin! Nu mă pot opri! M-a oprit. Ești bine, Mihai? Mă pot urca! Parașuta de aici, dar n-am parașut. Hai că pot, hai că pot, vă iau acum. M-a accelerat mult. Bă, s-a văzut, nu vine să cred. Hopa! Hai! Hai, Mihai! Mihai, urcă! De că-mi bag picioarele. Stai. Mi-a alunecă mașina. Aaa, n-am mers. Hai, dă-i drumul, dă-i drumul. Dă-i cu spatele, dă-i cu... Mihai s-a dat. Vrea și Mihai să se lipească așa ca mine, dar nu cred că poți să pleci cu mașina aia din tastatura acolo. Cred că decât eu poți să plec din controller. Dă-i din spate, dă-i din spate. Lasă, nu mai întâi după multe. Aoleu, boschetul ăla. Boschetul! No, și Max rezistă. Da. Boschetul vine, Max rezistă. Ia mă să trag și eu de aici, așa. Max? Bă, eu rezist. Ciudat. Puțin ciudat. Mafia! Bă, nebunilor, vă punesc cu mafioții. Uite, mă. Ia uite, mă, la ei, te pun cu mafioții. Să-ți dea alea de petrol. Nebunii de alea de... E petrolul lui Mihai. Petrolul lui Mihai. Ăsta-i pistol. Petrolul lui Mihai. Ce rezistă Max ăsta, frate. Mă, m-am lipit aici cu magnet. E și acum face pisica un flip și vezi că se trebuie să se deschidă. What? Alo, se deschide ușa. Eeeh! Nu știu. Am steluțe. Hai, dai drumul că vine poliția, uite, la ușă. Headshot, double headshot. Nebunie, pe filie. Bă, nu știu, eu am chef de o cursă cu mașini, voi vreți? Da. Am putea. Hai să băgăm o cursă cu mașini, un stunt, ceva. Acum e cursă cu poliția. La un Maze Bank Ascent, pentru că asta e foarte distractiv. Și cu asta te duci și să-i băgăm. Da, da, am văzut. Când ai dat enter să intri misiune, corpul tău a rămas în aer, în picioare. S-a văzut foarte ciudat. Pe care arată ridicol. Da. Gen, mașina era în flip în momentul ăla și Max l-am dat brusc, era sus deasupra mașinii, în aer, da. Și că o să plec de aici, salut.
Ok, a zis că nu active race found, acum o să putem să facem noi cursa noastră, să dăm două lapuri, o să-i dăm auto-invite și vă aștept. O să trebuie să vă vină și vă invitație imediat. Dar, oricum să ne lăsați în comentarii ce alte minigame-uri vreți să mai facem pentru episoadele următoare, o să vedem, o să mai căutăm și noi minigame-uri pe care le-am așcat înainte, poate găsim și unele noi, făcute de comunitate, poate unii dintre ele, că, uite, de exemplu, când am făcut Avalanche am văzut că v-a plăcut destul de mult, dar trebuie să mai căutăm. Deci o să vedem. Momentan, hai să ne băgăm la un Maze Bank Ascent. Și să vedem cum o fi și asta. Distractiv. Și dacă nu sunteți încă abonați și la Pisica și la Mihai, aveți canalele lor în descriere. Și vă recomand să veniți să vă duceți și la ei să vă abonați. Deci aici Custom Buffalo nu-mi dă mașinile pe care le vreau eu. Ei, nu. Custom Links o să-mi iau, că altceva... Mi-a luat ceva care nu mai cunosc de mult. O, Doamne, mi-e frică. Să-ți fie. Nu, eu mi-am luat-o pe asta. Asta îmi place foarte mult mașina. Aulă, nu. O știu pe aia și e viteză umană, rău. Mă, cum fac temile alea. Link-ul meu nu se duce prea tare, dar sper măcar să nu cad. Na, la fund cu bestia. La mea nu are de ăla pe spate. Ia uite-o. Poate ce viteză umană e al lui Mihai. Ta, 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 ta. Să nu intru în voi. Ce figurant e Mihai, bă, pozea. Ai Mihai niște figuri acum. Are. Își permite. Da. Doamne ferească Dumnezeu, cum poți să alune cu mașina asta. Da, e mai greu prin curbele astea. Cineva tu face slipstream la mine, dar nu mă ajunge. Eu încerc, sunt pe muchie, înțelegi? Adică ajung și la limit cu tracțiunea pe spate, gen... Știi cum vrea să sară în drift? Ar trebui să-mi cumpăr și o mașină mai bună pentru cursa asta. Ar trebui? Ceva mai bunicel, așa. Nu, v-ai să dă normală, fără să fie custom. Să fie... Da, să nu fie custom. Să fie normală. Adică să-ți o dea joc. Să-și secăta tunelul. Să-i cumpăr de joc. Măi, mașina aia, Mihai, mă refer. Aaa, da, poți să setezi să fie doar normale, dacă vrei, dar... Da, fără tuning, adică. Da, lasă-mă refer. Poți, poți să faci chestia asta. Să ții o mașină și să dai nu știu câți bani doar pentru a avea... E distractiv totuși să ai mașina pe care ți-ai tunat-o în free roam și să o ai tu aici și să faci cursă cu ea. Ia uite-l pe Mihai ce pericol. Te-am depășit în rampă, practic. Nici da, așa te-am depășit și eu dată trecută. Da. Pentru că în dreapta așa nu prea pot, dar în rampă e mai... La mine trage în linie dreaptă, dar nu trage în curbă prea bine, că tind de să fugă spatele. Don't flip it. Holy fuck. Am sărit și eu. A alunecat de sus, n-am auzit. Da, am văzut că ți-a fugit spatele. Poate am timp să recuperez, băieți. Fugi spatele timp, foarte tare în tunelul ăsta. Și pe mi-a fugit spatele acum. Fugi spatele. Ia uite-mă. Scuzați, Mihai. Ia uite-mă. Mamă, tunelurile astea sunt... La limită, gen full speed. Olin sau nimica? Aolo, frate, dar mai e mult din tunelul ăsta. Câte de-astea sunt? Ba, încă unul. Frână, frână, frână. Mamă. Aici e frână și mai e încă o frână în față. Nu prea. Și CRP. E linie... Dacă faci drift, da, e ok. Poți să-l lași liber la accelerație și pe aia să-i dai la jumătate talpă. A, merge și așa. Bine, depinde de mașină mult. La mine la mașină așa merge. Fiecare mașină se controlează diferit în jocul ăsta. Și asta îmi place, frate, într-un fel, nu știu. Chiar da. Sunt alte jocuri în care toate mașinile sunt la fel. Adică da, una merge mai rapid și alta mai încet, dar uite aici totul diferă, tracțiune, tot. Understeer, oversteer. Timpii de frânare. Știi cum sunt mașinile alea off-road care nu frânează? Gen frâne și aștepți? Frână, stabilitate pe șosea, îi fuge fundul, nu-i fuge. Sunt o grămadă de factori în jocul ăsta și asta e mișto, adică... Și vom zi de cât de tare ți-o tunezi, merge mai bine sau mai rău. Da. Sau mașinile care faci drift și le redresezi foarte ușor, cum e Futo. Să știi, Futo e mișto pentru drift. Da, și uite, ai văzut că e micuță, e ușoară, dar se controlează bine, chit că... E așa, știi? Tu știi că firma aia Karin nu a făcut doar Futo, a mai făcut și altele. Știu, a făcut mai multe mașini. Karin Kuruma, nu e Kuruma, nu-i tot la Karin? Lol, Max. Parcă nu mai știu. N-am strepit. Da. Ceva mi-ai acolo. Ce trebuie?
Hai slip stream, ce să fac? Ce să nu intru tine. Mă ia pe interior. Ah. Da, și eu. Oh. Dar tu știi, la mine e un... La mine se numește Lynx și chiar e un Lynx. Adică asta încearcă să reprezinte... Uite pe psihopat. Era să vă loviți în aer. Ce vrei să fac? Caracterul meu încearcă... Adică caracterul... Mașina mea încearcă să fie un Lynx acum. Face miau. Lol. Bravo. Este la pânt, de la Mihai acolo. Pică Mihai cum e pe locul 1. Face miau. De. Da, sunt atât de drăguți. Am uitat adevărului! Curba asta e! Uite mă! Aici m-am dus urât. Am comis-o? Că sunt pe acoperiș mă și alunec. Întoarce-te! Da, încă sunt pe acoperiș și acum am căzut pe răți. Te-am văzut. M-am dus! Nu! Nu! Arăta și tunelul. Da, am văzut în cetă viteză. Glumești! Am dat restart. E minunat! Cred că ai câștigat. Cred. Nu neapărat. E minunat când pierzi tunelul ăla așa. Frate, am pierdut două faze. Ai top speed-ul mai mare, ai timp să mă ajungi. Da, dar nu cred că mai am distanță suficientă să te ajung. Că mai sunt două curbe și finish. Data viitoare cred că am să-mi iau o altă mașină. Că asta nu e că prea tare, vreau o mașină mult mai stabilă. Da, vezi, uite, depinde și de stabilitate foarte mult, nu doar de viteză. Dacă ai mașină de viteză și n-ai stabilitate deloc pe ea, degeaba o ai. Da. Frate, dacă poți să te menții în tunel, să nu aluneci. Dacă mai aveam mult, ajungem. Cel poți să stai în spatele ăluia de pe locul 1. Am reușit să-l iau pe Mihai că a greșit-o de două ori. Da, las că ne-am și lovit, am dat și noi restart în tunel. Cine a dat mă cu picul ăsta jos? Mihai, cred că n-am intrat în pupic. Nu, n-am atins niciun... Nu? Nu. Era un pupic pe jos. Acum? Ha! Yes, 3. Măcar nu e DNF. Da, corect. Bun, asta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade în fiecare seară, nu uitați să apăsați butonul de like, nu uitați să vă duceți și în descriere să vă abonați la toți dacă nu sunteți abonați încă, pentru că din fiecare perspectivă puteți să vedeți cum a jucat fiecare. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!